Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Începem de astăzi o serie nouă la Football Manager, o serie pe care eu am numit-o Legends Back to a Wonder Kids. Și anume, vom lua o legendă a fotbalului, o readucem în joc la vârsta de 17 ani, vom simula următorii 15-20 de ani din cariera acestuia, să vedem progresul pe care acesta îl va reuși, iar cel mai important lucru pe care îl vom urmări este să comparăm ceea ce a reușit acesta în realitate cu ceea ce va reuși jucătorul nostru în joc. Iar pentru acest prim episod am ales un jucător foarte, foarte important. Am ales unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din toate timpurile, unul dintre cei mai importanți mijlocași ofensivi din perioada anilor 80-90. Fanii lui Galatasaray l-au numit Comandante, Comandantul, iar românii îl supranumesc Regele. E bine, dacă încă nu v-ați dat seama despre cine este vorba, țineți aproape. Supranumit Maradona din Carpați, este considerat un erou în România. A fost numit fotbalistul român al anului de 7 ori și este privit ca unul dintre cei mai buni fotbaliști ai generației sale. Un mijlocaș ofensiv cunoscut pentru dribling, tehnică, viziune, pase și finalizare. A jucat pentru Naționala României la 3 campionate mondiale în 90-94, acolo unde a fost numit în World Cup All-Star Team și 98, cât și în 3 campionate europene, 84, 96 și 2000. 125 de prezențe pentru România, al doilea după Dorinel Munteanu, și este pe prima poziție a marcatorilor alături de Adrian Mutu cu 35 de goluri. E bine, dacă nu v-ați dat seama despre cine este vorba, acesta este Gheorghe Hagi. Și pentru început am zis, dacă tot îl avem pe Gheorghe Hagi, dacă tot îl aducem în joc, nu aveam unde în altă parte să-l aducem decât la Farul Constanța. Și asta pentru că echipa arată foarte, foarte bine, este o echipă importantă în România, dar cel mai important are acest Youth Facilities 4 stele, unde putea să progreseze cel mai bine Gheorghe Hagi, dacă nu la academia pe care tocmai el a construit-o. Sunt tare curios să văd cât timp va reuși el să rămână la academie, sunt tare curios să văd cât de repede va reuși să plece afară și să vedem cât de repede va reuși să promoveze în Naționala României. E bine, acesta este Gheorghe Hagi, jucătorul creat de noi la vârsta de 17 ani și adus la Academia celor de la Farul Constanța. În acest moment l-am adus la Farul Constanța 2, așadar va juca pentru început la echipa din Liga a 3-a și sunt tare curios să văd cât de repede va ajunge la prima echipă. Câteva atribute destul de interesante. I-am atribuit Determination 18, așadar va avea o determinare foarte mare să ajungă un jucător important, dar și precum First Touch 12, Free Kick 13, Passing 11, Penalty Taking 12, Technic 12, Work Rate 11, Teamwork 11, Leadership 13, Flair 15, Decision 14, Concentration Agility 11 și Natural Fitness 12. Sunt câteva dintre atributele pe care eu am considerat că trebuie să le creștem un pic, să-i dăm un start foarte, foarte important lui Gheorghe Hagi. E bine, cu acestea fiind spuse, hai să simulăm următorii 5 ani de zile și să vedem cum a progresat Gheorghe Hagi în acești 5 ani. Revenim imediat. Suntem pe 1 iunie 2026 și vedem Gheorghe Hagi s-a transformat într-un jucător aproape complet deja la 22 de ani, arată absolut superb. Vedem dribbling 15, 14 first touch, 14 long shoots, free kick 15, passing 15, tehnic 16. Arată excelent din punct de vedere tehnic, mental, genial. Anticipation 15, Concentration 15, Decision 15, Determination și Flair 17, Off the Ball 16, Vision 17. E un playmaker adevărat în acest moment, Gheorghe Hagi. Fizic destul de bun, Acceleration 15, Pace 14, Agility 17, Balance 16 și Stamina 16.
arată destul de bine, vedem, are o cotă de 31 de milioane, între 31 de milioane și 93 de milioane în acest moment. Și, surprinzător, este la o echipă destul de mică, la Lorient, în League 2 în acest moment. Wow! Așadar, hai să vedem cum a început cariera lui Gică. În primul sezon, la Farul Constanța 2, are 13 apariții, marchează 2 goluri și trimite și 3 asisturi. După sezonul următor, de fapt în același sezon, probabil la jumătatea sezonului, este promovat la prima echipă și deja are 31 de apariții în prima ligă, 4 goluri și 2 asisturi. Așadar, nu trece foarte mult timp și Giga Hagi deja promovează la prima echipă. În sezonul 2, la fel, 31 de apariții în Liga 1, 6 goluri, 7 asisturi, deja începe să devină un jucător important. În sezonul 3, mai puține apariții, doar 20 pentru Giga Hagi, 6 goluri, 3 asisturi și odată man of the match. Să fiu sincer, cam puțin, 26 de meciuri în totalitate în acest sezon. Am mai avut 3 în cupă și 4 în competiții europene. Eminem îl vede Lorient, surprinzător, o echipă destul de mică din Ligan. Plătește 2.800.000 pe el, mi se pare un chilipir, mai ales că era la numai 2 ani, avea 19 ani aici, mi se pare, cumpărat cu 2.800.000, un preț excelent. Se duce în Ligan și în primul sezon are 20 de apariții, un gol și 2 asisturi, foarte puțin. Sezonul 2, 33 de apariții, 4 goluri și 2 asisturi. Retrogradează cu Lorient și probabil va promova cu ei imediat. În League 2, în Franța, are 34 de apariții, 4 goluri și 8 asisturi. Surprinzător, mă așteptam să-l cumpere o echipă mult mai bună, mă așteptam să ajungă la o echipă mult mai importantă a Europei, însă Giga se duce la Lorient în Franța. Vedem, are 21 de apariții deja pentru echipa mare a României, echipa națională a României, niciun gol deocamdată, 14 apariții pentru Under 21, 4 goluri. Arată foarte, foarte bine în acest moment Giga Hagi. Sincer, cred că de acum încolo va deveni și mai important. Mă aștept să prindă un transfer important pentru că arată senzațional din toate punctele de vedere Giga Hagi în acest moment. Are și o cotă de piață destul de bunicică, are un curent abilitate de 4 stele în acest moment, așadar mă aștept să vină o echipă importantă și să-l cumpere imediat. Hai să mai simulăm 5 ani și ne întoarcem în 2031 să vedem dacă Giga prinde un transfer important. Am ajuns în 2031, Giga Hagi 27 de ani în acest moment și arată absolut incredibil. Nu vine să cred, a ajuns la 5 stele în acest moment cu rentabilitatea Giga Hagi. Este un jucător complet din toate punctele de vedere. Vedem, poate juca pe acea poziție de decar, poate juca și la mijloc, fără probleme, aproape toate rolurile pe care le poți avea la mijlocul terenului, iar pe faza de atac joacă de 5 stele și ca attacking midfielder, și ca advanced playmaker, și ca shadow striker, și ca angaj, și ca trecuartista, orice ai nevoie. La calitățile pe care le prezintă în acest moment Giga Hagi, poate juca în orice echipă și poate face diferența. Vedem tehnic incredibil, 16 dribbling, 18 first touch, free kick 17, long shot 16, passing 17, tehnic 18, mental anticipation 18, composure și consideration 16, decision determination flair 17, leadership 16, off the ball 19, positioning 16, vision 18, work rate 16. Incredibil. Fizic, agility 20, acceleration 16, natural fitness 16, pace 15, strength 15, stamina 17, balance 18. Absolut incredibil arată Giga Hagi în acest moment. Hai să mergem să vedem când l-a cumpărat PSG. Eminem era aici după revenirea
aici. Revine în Liga în 2026-2027 și are un sezon foarte bun. 37 de apariții, 6 goluri, 8 asisturi în acest sezon pentru Gică. Sezonul următor rămâne tot la Lorient și are 22 de apariții, 4 goluri și 6 asisturi în Liga. Și cum era de așteptat, vine o echipă mare și îl cumpără Juventus, dă 78 de milioane pe Gică Hagi și l-aduce în Serie A. Ei bine, probabil aici este cumpărat în iarnă, da, pentru că este același sezon. Așadar, în al patrulea sezon la Lorient, în iarnă, prinde un transfer foarte important și în prima parte, de fapt în a doua parte a sezonului, a primului sezon în Serie A, Gică Hagi prinde 16 partide ca titular, 6 goluri, 4 asisturi. Se acomodează destul de bine în Italia. Sezonul 2 este absolut magnific. Cred că e cel mai important, da, din punct de vedere al cifrelor, cel mai important de până acum pentru Gică Hagi. 36 de apariții, 12 goluri și 9 asisturi. Iar în sezonul următor, pare că Juventus renunță la el. N-am înțeles aici de ce ai renunțat la unul dintre cei mai buni jucători tăi. Ei bine, stă doar prima parte a campionatului în sezonul 2. De fapt, aici e sezonul 1, sezonul 2, sezonul 3. Da. În sezonul 3 stă doar o jumătate de sezon. Practic a jucat două sezoane cumulat. Are o jumătate de sezon în primul an, un sezon întreg și o jumătate de sezon în anul 3. 15 apariții, 5 goluri, 2 asisturi pentru Gică în acest sezon. Și PSG vine și pune pac, banii jos, 95 de milioane pe Gică Hagi și revine în Franța, Gicuță. Ei bine, în a doua parte a campionatului, 18 apariții pentru PSG, 9 goluri, 3 asisturi. Se acomodează destul de repede și la Paris. Din nou, un sezon absolut magnific. De fapt, cred că ăsta e cel mai important din punct de vedere al cifrelor pentru Gică. Da, cam ăsta ar fi. Prinde 36 de partide în Liga, 18 goluri și 11 asisturi. Însă ceea ce cum arată când Gică se prezintă foarte, foarte bine, are 55 de partide în total pentru PSG în acest sezon 2030-2031, 23 de goluri în total, unul singur din penalti și 16 asisturi. Ceea ce ne arată că Gică este un jucător foarte, foarte creativ, dar și un marcator foarte important pentru PSG în acest moment. 64 de apariții deja pentru Naționala României la 27 de ani, 10 goluri pentru Națională în acest moment, așadar ușor, ușor începe să marcheze și pentru Națională și în acest moment Gică Hagi arată absolut genial. Mă gândesc că poate candida chiar la cei mai buni fotbaliști din Europa în acest moment. Ei bine, hai să mai simulăm încă 5 ani. Sunt tare curios să văd ce reușește Gică Hagi mai departe în echipa PSG-ului. Sunt tare curios să vom analiza la sfârșit ce trofee a reușit Gică Hagi să adune în întreaga lui carieră. Vom compara cifrele din realitate cu cele din simularea noastră și vedem dacă Gică Hagi s-a descurcat mai bine. Hai să mergem mai departe până în 2036. E bine, pentru a vedea profilul lui Gigi și mai bine, pentru a-i vedea toate atributele, am zis să adăugăm un antrenor la Naționala României. Și primul lucru pe care îl vedem încă din start, vedem că România câștigă Cupa Mondială din 2034. Absolut incredibil ce reușește Gică Hagi cu Naționala României. Vedem în continuare cel mai selecționat jucător, Dorinel Munteanu, iar cel mai important marcator rămâne Gheorghe Hagi, cel din realitate. Însă ceea ce reușește Naționala României cu Gică Hagi, cel pe care l-am creat noi, este absolut genial. Să câștigi Cupa Mondială mi se pare un lucru absolut genial. Și pentru a merge și mai în detaliu, vom analiza parcursul României la Cupa Mondială.
Vedem aici, astea sunt calificările pentru Cupa Mondială din 2034. România se califică dintr-o cupă cu Belgia, Bulgaria, Slovenia, Belarus și Andorra. Reușim 7 victorii cu Andorra, Slovenia, Belarus, Andorra, Belgia. Câștigăm 3-0 acasă cu Belgia, 2-1 cu Bulgaria și 4-0 cu Belarus. Un egal cu Bulgaria, 1-1 și două înfrângeri, 0-1 cu Slovenia și 0-2 cu Belgia. Terminăm această grupă de calificare pe locul 2 la 2 puncte în spatele Belgiei. Arată senzațional această națională a României cu Gică Hagi, a României cu Gică Hagi în teren. Hai să mergem să analizăm cum a fost parcursul României la Mondialul din 2034. Bine, România face parte din grupa N la Mondialul din 2034. A jucat cu Mexico și Siria în această grupă. Câștigăm 2-0 cu Siria, 2-0 cu Mexic și ne calificăm mai departe în second round. Second round jucăm cu Suedia și ne luăm revanșa. Da, după Mondialul din 94, atunci când Suedia ne-a eliminat, reușim să scoatem Suedia cu un gol marcat de Gică Hagi. Minutul 45 marchează Gică Hagi din penalty și duce mai departe naționala României în third round, parcă, da, third round. Câștigăm 3-1 cu USA, așadar din nou jucăm cu America la un campionat mondial. Reușim o nouă victorie și se califică mai departe echipa noastră. Vedem, marchează Gică Hagi minutul 25, Enes Ali minutul 32 și Sergiu Falcao minutul 37. Ne impune cu 3-1, un meci practic foarte simplu pentru naționala României. Mai departe, în sferturi, câștigăm 5-1 cu Germania. Wow, dominăm total această partidă și marcăm de 5 ori. Un meci super pentru naționala României și ne calificăm mai departe în semifinalele competiției. Absolut, absolut genial să câștigi cu 5-1 în fața Germaniei în sferturile de finală la un campionat mondial, mi se pare absolut genial. Reușit să câștigăm 1-0 și cu naționala Angliei în semifinalele competiției. Un gol marcat de Enes Sali, minutul 46. Un meci dominat pare de naționala Angliei, însă Enes Sali duce România în prima finală de campionat mondial. Finală în care ne impunem cu 2-0 în fața Italiei. Pare că am câștigat destul de ușor acest meci. Dareș Marin marchează minutul 108 și 120 minutul golului 2 marcat de Moruțac. Am jucat cu om în plus din minutul 36, Bastoni a fost eliminat la italieni. Pare că am dominat total partida până la urmă, un rezultat absolut magnific. Vedem, Hagi aici a jucat de... Stai că m-a apăsat pe jucătorul greșit. Hagi a jucat destul de bine, a jucat de 7-3 în acest meci. Wow! Mi se pare un rezultat absolut, absolut magnific ceea ce reușește naționala cu Gică Hagi în teren. Suntem la 32 de ani ajunși pentru Gică în acest moment și în acest moment pare că asta este maximul pe care Gică Hagi îl atinge în această simulare noastră. În continuare 5 stele pentru el, în continuare atribute absolut incredibile. Poate juca când ani frumoși Gică Hagi, pentru că se prezintă foarte, foarte bine în acest moment. Atributele îl ajută, chiar dacă are 32 de ani, nu se vede acest lucru. Vedem, are 116 apariții la Naționala României, 25 de goluri marcate pentru Naționala României. E bine, din câte știu eu, pare că, da, am avut dreptate, a depășit numărul selecțiilor la națională. În realitate, Gică Hagi are 110 apariții la națională, însă mai multe goluri, 33 de goluri marcate,
Deocamdată doar 25 de goluri marcate la noi. Vedem, poate mai prinde, poate mai prinde câteva selecții și poate va reuși să spargă acest record pe care îl deține în realitate în Giga Hagi. Da, mi se pare deja un lucru foarte interesant și un lucru foarte important faptul că a reușit să depășească numărul de selecții la națională. Hai să vedem cum s-a prezentat Giga Hagi în ultimii 5 ani la PSG. E bine, aici rămăsese în sezonul 2031-2032 36 de apariții în Liga 1 pentru Gică, 10 goluri și 13 asisturi, un total de 54 de apariții în acest sezon, da, un total între cumulat între meciurile dintre Ligue 1 și competițiile europene, probabil în Champions League. Sezonul următor, un nou sezon plin pentru Giga Hagi, 53 de apariții în total în acest sezon, 34 în Liga 1, 13 goluri, 12 asisturi. Următorul sezon, doar 26 de meciuri în Liga 1, 42 în total, probabil a fost și un pic accidentat în acest sezon, 10 goluri, 13 asisturi. Revine la nivelul pe care l-a prezentat în episoadele în anii anteriori, 36 de apariții, 13 goluri, 4 asisturi, în totalitate 43 de apariții în acest sezon pentru Gică, iar în ultimul sezon recent încheiat, 50 de apariții în total, 34 în Liga 1, 11 goluri și 14 asisturi. Se prezintă incredibil de bine Giga Hagi, deja a depășit cu mult ceea ce a reușit el în realitate. Mi se pare că se prezintă destul de bine și cred eu că mai poate juca 2-3 ani liniștit. Mă gândesc că dacă nu cumva s-a retras de la Naționala României, că va depăși acel record de goluri marcate, va depăși acel record pe care tot el îl deține în realitate și va deveni cel mai important marcator al României. E bine, se pare că nu contează că joci pe o poziție mai retrasă, pe o poziție de mijlocaș sau mijlocaș ofensiv, poți fi un jucător important și de pe această poziție trebuie să fii neapărat atacat. E bine, așa cum spuneam, deja pare că am depășit orice așteptări cu acest experiment și în acest moment Giga Hagi a depășit absolut orice așteptare din partea noastră. Sincer, nu mă așteptam niciodată ca România să câștige ca un campionat mondial sau să ajungă în fazele superioare ale campionatului mondial, dar mai ales să-l câștige. E bine, hai să mai simulăm 2-3 ani în cariera lui Giga Hagi să vedem ce va reușește acesta, să vedem dacă reușește să depășească numărul de goluri marcate în realitate, pentru că deja numărul selecțiilor l-a depășit. Suntem în 2042 și după 21 de ani de carieră, vedem aici Giga Hagi plănuiește să se retragă în numai 17-18 zile. Acesta se va retrage din activitatea de fotbalist. A ajuns la 38 de ani. Vedem, a mai prins 5 selecții la națională, 121 de apariții, doar 27 de goluri marcate, așadar nu reușește să spargă acel record de goluri marcate la Naționala României, însă pe mine pur și simplu m-a dovedit această experiență, acest experiment încercat la Football Manager 22, faptul că a reușit să câștige Cupa Mondială, faptul că a reușit să depășească numărul de selecție la națională, mie mi se pare absolut incredibil. Hai să vedem ce a mai reușit Giga Hagi în ultimii ani. E bine, a continuat pe aceeași linie, 36 de partide în Liga, 10 goluri, 11 asisturi, 54 de meciuri total în acest sezon. Un pic mai slăbuț sezonul următor, doar 32 de apariții în total, 24 în Liga, 7 goluri și 10 asisturi. 32 de apariții aici, 40 total în acest sezon. Ușor, ușor încep să scadă numărul meciurilor pentru că depășește și el 35 de ani și ușor, ușor se resimte și el nu mai poate juca meci de meci. 40 de apariții în total în acest sezon, 32 în Liga, 9 goluri, 6 asisturi, 29 de apariții în Liga, în penultimul sezon, 4 goluri, 10 asisturi, 36 în total,
în toate competițiile, 29 de apariții în ultimul sezon, tocmai recent încheiat, 5 goluri, 8 asisturi, 39 de apariții în total în acest ultimul sezon din această carieră magnifică a lui Gică Hagi. E bine, se retrage Gică la 38 de ani și vreau să-i citim un pic biografia pentru că mi se pare absolut incredibil ceea ce a reușit Gică Hagi. E bine, este cunoscut în întreaga Europa Gică Hagi și a făcut debutul în Liga 1, a jucat pentru Farul Constanța primul meci împotriva celor de la UTA în 18 iulie 2021, marcat primul loc pentru Farul Constanța într-un meci împotriva celor de la Mioveni pe 26 septembrie 2021 în Liga 1. După ce și-a făcut debutul împotriva Danemarcei în septembrie 2023 pentru Naționala României, a reușit 121 de apariții și a marcat 27 de goluri pentru Națională. Și a început cariera la Farul în 2020-2021, sezonul 2021-2021, un total de 82 de apariții și 16 goluri pentru Farul Constanța. În ianuarie 2024 s-a mutat la Lorient pe 2 milioane și a reușit 146 de apariții pentru această echipă și a marcat 24 de goluri. În 2028, în ianuarie 2028, s-a mutat la Juventus pentru 65 de milioane, a jucat de 67 de meciuri, 67 de ori pentru Juventus, a marcat 23 de goluri. Gică Hagi a câștigat Serie A în 2029 și Cupa Italiei în 2028 cu Juventus. După s-a mutat la PSG în 2030 pentru 95 de milioane și a reușit 400 de apariții pentru PSG, 129 de goluri pentru PSG, absolut magnific. Gică Hagi a câștigat cu PSG Liga 1 în 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 36, 37, 38, 39, 40, 10 ani consecutiv a câștigat campionatul în Ligue 1 în Franța. De 6 ori a câștigat Cupa Franței între 2031 și 2040. European Super Cup, Supercupa Europei de 3 ori între 2031 și 2036. A câștigat de 4 ori Champions League între 2031 și 2036, 2034 campion mondial cu Naționala României și trofee de Champions în Franța de 7 ori între 2030 și 2039. O carieră absolut fenomenală, 33 de competiții câștigate în cei 21 de ani de carieră în Gică Hagi. Așa cum spuneam, de 10 ori a câștigat Liga 1, a câștigat odată seria cu Juventus, odată Cupa Italiei, n-are rost să le mai enumăr odată, deja am zis trofeele câștigate de Gică. Gică Hagi a fost recunoscut pentru talentul acestuia și a reușit să aducă destule trofee în vitrina personală, dar și din punct de vedere al echipei, dar și din punct de vedere personal s-a prezentat absolut senzațional. De două ori a fost printre cei mai buni jucători români tineri, după de 11 ori a fost numit jucătorul anului în România. Încă un lucru pe care ar trebui să-l scot în evidență. E bine, în realitate, Gică Hagi a câștigat doar de 7 ori cel mai bun jucător român. E bine, la noi reușește de 11 ori. World Football of the Year câștigat odată, Best Player in Europe pe locul 2, European International League Best Player de 2 ori, World Golden Ball Runner Up Twice, foarte aproape să câștige balonul de aur Gică Hagi de două ori acolo, la limită, de două ori World Player of the Year, tot așa pe locul 2, cel mai bun jucător de la Cupa Mondială, probabil atunci când România a câștigat Cupa Mondială, European Champions Cup Midfielder of the Season and Goal 50 Runner Up. Ce carieră reușește Gică Hagi, absolut magnific.
Așa cum spuneam, da, se va retrage Cică Hagi la sfârșitul acestui sezon și hai să analizăm ceea ce a reușit el în realitate. Să comparăm, de fapt, ce a reușit el în realitate cu ceea ce a reușit în joc, în această simulare a noastră. E bine, în realitate a avut un total de 427 de partide, la noi a jucat de 709 ori, 135 de goluri în realitate, 194 în această simulare a noastră, 76 de asisturi, 185 de asisturi în această simulare a noastră. A depășit cu mult ceea ce a reușit el în realitate. Sincer, cred că dacă Cică Hagi s-ar reîncarna și ar juca astăzi în acest moment în Liga 1 și ar începe de la 17 ani, cred eu că ar face senzație în Europa și ar fi unul dintre cei mai importanți jucători. Din punct de vedere al titlurilor, nu am făcut un total, hai să facem un total cât a câștigat în realitate. A avut 4 supercupe ale Spaniei, de 3 ori campion în România, de 4 ori campion în Turcia, de 2 ori câștigat și Cupa Turciei, de 2 ori Supercupa Turciei, o Cupa UEFA în 2000, două Supercupa Europei și două cupe ale României. 2, 4, 6, 7, 9 și cu 4, 13, 16 și cu 4, 20 de trofee adunate în realitate de Cică Hagi. E bine, la noi în această simulare a reușit să câștige 33 de competiții în total. Da, a depășit cu mult ceea ce s-a întâmplat în realitate în Cică Hagi. Mie mi-a plăcut foarte mult acest experiment, probabil, nu probabil, vor mai urma și altele cu siguranță și abia aștept să vedem care va fi următorul jucător pe care îl readucem în joc. Dar cam atât pentru acest episod, încheiem aici acest experiment. Mulțumesc pentru atenție, prieteni, până data viitoare, vă abobat!